scurtă absență pe care nu am trecut-o neobservată, revine în platou la Tony Show nimeni alta decât specialista noastră în bune maniere, Raluca Anton! Venirea, Luca. Bine v-am găsit, te-am găsit, Marius, servus. Pe mine nu mă băgați în seamă. Nu, bine. Îl ignorăm. Îl ignorăm până plec eu în Antalya. După care... Pleci în Antalya? Da, să știi. Sunt bine îmbrăcat așa pentru Antalya. Din păcate, nu. Nu? Păi când mergi în excursie ar fi bine să nu-ți iei chiar așa tocuri, chiar așa de mari. Și dacă vreau să fiu elegantă tot timpul... Pot să fie elegantă fără să trebuiască să porți tocuri sau rochii foarte scurte sau foarte decoltate. Eleganța nu ține de pantofii cu toc sau de rochiile scurte sau decoltate. Oricum, nu știu de ce investim noi femeile atât în haine, că până la urmă cel mai bine o femeie arată atunci când e goală, nu? Zic eu, după părerea mea. Dar nu, să știi că nu chiar toată lumea arată bine când este goală și atunci folosim hainele să ne mai mascăm anumite aspecte. Da? Bun. Deci hainele sunt un fel de camuflaj, nu? Da, sunt un fel de camuflaj. Hai să vedem totuși ce înseamnă să fii elegant din punct de vedere al vestimentației. Este foarte important în momentul în care vorbim despre vestimentație și n-am să pun accent pe cum combinăm culorile sau hainele, că asta ține de un designer, dar este important să știm cum potrivim lucrurile. Uite, băieții noștri, de exemplu, sunt eleganți. Sunt deosebit de, da, sunt spectaculoși. Aplauze! Servus. Așa, să revenim. Spuneam că nu trebuie, nu să discut din punct de vedere al culorilor și cum le asortăm, ci din punct de vedere al vestimentației, în sensul de combinație a ținutelor. Este foarte important în momentul în care vorbim despre vestimentație, pentru a începe să ne facem o garderobă, de exemplu, să avem câteva fuste culor neutre și câteva cămăși sau tricouri culor neutre. Sperii peștii! El nu va fi niciodată elegant. Deci să... De ce? Marius are tot timpul o ținută elegantă. El este un domn. Mă enerva că arunc ungița și așa vă zilez până la tine. Există anumite piese vestimentare care nu se poartă niciodată? Care nu se poartă... Când vorbim despre accesorii, există câteva... În cazul bărbaților, de exemplu, este important să nu aibă accesorii decât verigheta și ceasul. Marius, ai pe mâna stângă, dreaptă, ceva ce este în plus. Bărbații de obicei ar trebui să nu aibă... Umbra de la umbriță. Ți-am zis eu că nu e elegant. Așa. Iar în ceea ce le privește pe doamne, este important să vedem cum... De atâtea ori am folosit cuvântul important. Este esențial să nu punem accesorii greșite în zile, în perioade ale zilei. De exemplu, nu o să mergem niciodată la o întâlnire de dimineața cu perle. Sau cu accesorii care au briliante, de exemplu. Astea se folosesc la ocazii speciale. Și de ce? Pentru că dimineața hoții sunt mult mai activi. Eu știam că noaptea sunt mai activi hoții. Nu? Dimineața. Avem un slideshow cu niște fotografii, poze, să vedem puțin, să le comentăm dacă sunt ok din punct de vedere vestimentar. Uh-huh. Hai să le vedem. Dacă e pregătită regia... Dacă aș și vedea foarte, nu prea văd până. Da, normal. Acum se vede? Da. Este din nou, din punct de vedere a combinației de culori și materiale, n-am să discut că nu sunt designer, dar depinde foarte mult de perioada zilei și de locația, locul unde merge tânăra doamnă. Este zi, după cum se vede în poză. Dar pare o rochie mai... Eu nu văd cu ce este încălțată, dar... Cu cizme. Ah, ok. Nu, această ținută nu este una adecvată. Avem o altă poză. Știu că doamna este... nu mai țin de cum o cheamă, Raluca, cumva. Este destul de renumită în showbizul românesc, care este foarte dotată
de la natură. Se și vede, da. Deci are o înaintare perfectă acolo. Și mai mult decât atât, și ea vrea să arate faptul că are această înaintare, cum spui tu. Din punct de vedere al aspectului fizic, din punct de vedere al bunelor maniere, nu este adecvat. Și am văzut că are cu acel decolteu, îmi cer scuze că tot despre poza anterioară vorbesc, cu acel decolteu asortată și o blană. Blana este făcută să te acopere, ea s-a descoperit mai mult utilizând-o. Dar aceasta este o ținută office care arată destul de, care arată destul de bine. De obicei, pantalonii culori neutre și cămășile albe cu un pantalon de culoare neutră sau o fusă de culoare neutră și o cămașă albă nu greșești niciodată. Aici? Da, arată bine. Nu a greșit cu nimic din punct de vedere al Deci e ceva aspectului. De vacanță, nu? Da, pare a fi ceva de vacanță. M-aș putea duce în Antalya așa? Perfect aș fi. Ai putea încerca, da, să mergi în Antalya așa. Sigur. Hai să vedem ce urmează. Mai avem ceva? Ceva da, mai puțin adecvat. Trei sferturi, părerea mea, că nu prea se potrivesc. Dar nu sunt pantaloni trei sferturi. Cum nu? Poco, nu? De aia ești îmbrăcat. Că eu aia Uite, mai avem, na. Da, foarte interesant această ținută. Adecvată, cum spuneam mai devreme, locului unde se află. Din nou, susțin ce ziceam mai devreme. Întotdeauna trebuie să ținem cont de locul în care mergem și să ne asociem ținutele locului respectiv. Doamna, la struț n-am putea. Poșet, da, și-a sortat părul pleat așa, a sortat-o cu struțul. Din păcate, din punct de vedere al bunelor maniere, această asortare nu este potrivită. Aici ce avem? Ok, este o ținută sport care nu știu dacă potrivește foarte bine pălăriei. Dar, este din o ținută nou, de zână. O ținută de zână, de divă. Da. Da. Cine suntem noi să judecăm divele? Da. Nu știu, din punct de vedere al vestimentației, nu m-aș îmbrăca. Există anumite piese vestimentare în care merită să investim? Da. Întotdeauna putem investi fără nicio grijă în pantofi de bună calitate, în bărbați. Genți. O piesă vestimentară poate să fie și un bărbat, cu siguranță. În pantofi de bună calitate, în genți, în curele, în mănuși de piele, întotdeauna putem investi, pentru că sunt lucruri care nu se demodează și pe care le putem folosi și peste ani. Și știm că o geantă de bună calitate din piele poate să țină și 10 ani fără nicio problemă și nu avem griji în ceea ce privește moda. Dar legat de fuste și bluze, cu siguranță este important ca acestea să fie de bună calitate. Însă dacă nu putem investi atât de mult în aceste mici piese, în aceste accesorii, atunci putem să luăm nu atât de scumpe fuste, bluze, rochi, însă asortate cu pantofi și geantă de bună calitate. Dar bijuteriile, în ce măsură influențează sau sunt importante pentru o ținută? Bijuteriile completează o ținută. Este la alegerea fiecăruia dacă dorește să le poarte sau nu. Codul bunelor maniere spune că n-ar trebui să folosim bijuterii opulente, foarte mari în timpul zilei, foarte colorate în timpul zilei. Însă aici iarăși vine discuția de modă și de cum dorește fiecare să se accesorizeze. Dar se spune că din punct de vedere al bunelor maniere trebuie să evităm accesoriile foarte mari, accesoriile ample. La bărbați există o anumită ordine a îmbrăcării. Da, la bărbați, aici poate o să pară puțin comic că spun asta, dar bărbații trebuie să-și ia costumul înainte într-o anumită ordine. Sau nu? Trebuie să-și ia costumul într-o anumită ordine, adică să iau șosetele, care știm că în mod normal ar trebui să fie asortate cu pantoful. Șoseta este o continuare a pantofului. Pantoful întotdeauna trebuie să fie curat, lustruit, dar se iau șosetele, se iau pantalonii, după care se încalță, iar apoi la final se ia cămașa. Deci cămașa se ia întotdeauna ultima. De ce? Pentru că în momentul în care ne încălțăm și ne aplecăm, se șifonează cămașa în jurul abdomenului și este un lucru de foarte prost. Scuze-mă, Raluca, tu ai spus că întâi se iau șosetele, da? Tu ai văzut vreodată cât de caragios e un bărbat numai în șosete? Am văzut. Crezi că noi suportăm imaginea asta? Ar trebui să vă acceptați necondiționat. Da, bine, dacă tu spui, dacă asta scrie în codul bun, așa să fac de acum. Cum combinăm culorile și imprimeurile?
Aici, iarăși, este o discuție care ține mai mult de un designer, dar din punct de vedere al aspectului fizic, nu combinăm pătrățele cu cercuri, de exemplu, arată foarte rău. De ce sunt tot figuri geometrice? Sunt tot figuri geometrice, dar nu... Absolut, pot spune și piramide și... tetraedre, linii octogoane. Paralele. Din punct de vedere al codului bunelor maniere, nu ar trebui să fim foarte... cu culori foarte vii și foarte încărcați din punct de vedere al vestimentației. Dacă vrem să luăm o piesă de vestimentație cu buline, atunci cealaltă piesă trebuie să fie într-o culoare uni, adică să nu aibă nimic. Sau dacă ai pojar, nu mai e o vestimentație cu buline. Așa, te mulțumești cu ceea ce ai pe piele. Da. Insistat pe chestia cu culorile și imprimeurile pentru că eu îmi fac bagajul de vacanță și tu știi foarte bine că ținuta de vară este compusă 99,9% din culori și imprimeuri. Din aer. Și din ce? Din aer. Mulțumesc frumos. Și din turcoaz. Și vreau să știu totuși ce ar trebui să am într-o geantă din punct de vedere vestimentar. N-avem vreme pentru emisiunea asta. Ba da. Lista e foarte lungă. Te rog. Eu plec, nu tu. Deci... vreau să știu. Să-ți fie clar, Marius, da? Pune-i da? Pe hard, te rog. Știi ce? Să te preia cu stadiu. N-ai de făcut un pot, stadiu. Vezi cum mă înjură. Când mergem în vacanță, este esențial să avem o pereche de pantaloni scurți, alb, de exemplu, pentru că este vară, o fustă albă, scurtă, medie, lungă, cum te simți tu confortabil, și câteva tricouri pe care pe astea le poți combina tot timpul. Adică știm că în momentul în care vorbim despre alb sau negru, piese de accesorii albe sau negre pot fi asortate cu absolut orice culoare. Și că mă întrebai de culori, maxim 3 culori ar trebui să avem pe noi la un moment dat, nu mai mult de 3 culori. Ești ok, m-am uitat. Două culori am doar, ce da, bine. Două culori, da, maxim 3. Fetelor, eu zic să încheiem discuția aici, că emisiunea Adelina, dacă nu știai, s-a redus la o oră jumate. Mulțumesc, așa bine ne simțeam. Așa vă trebuie, nu, regia, scuză-mă, așa vă trebuie să puneți pe Adelina să discute cu Raluca despre ce trebuie să-și ia în Antalya. Nu vă supărați, mă puneți pe mine să salvez situația. Promo. Mulțumim, Raluca, mulțumim. Mulțumesc și eu. Bună ziua! Cu ce vă putem încânta? O apă plată cu lămâie. Plătiți numerar sau cash? Cu cardul. Wow, ce tare! Super! Atica, Atica, Păiuțu, Păiuțu, Manechina, Manechina și pentru dumneavoastră... Pentru mine? Pentru tine? Alo? Alo? Noi recunoaștem o blondă și când e vopsită. Nu se aude. Tonic Show, de luni până vineri, de la 17:30 la 19. Își spun zadar, dar nu sunt în zadar. Veți vedea și de ce. Trupa Zadar! Bine ați venit! Încăpeți acolo găsit. Cu vaclaie peste grămadă, mă mai înghesu și eu, dacă vreți stați și lângă mine. Hai să... A, uite că ne-am grupat așa. Bine că nu am invitat Earth, Wind and Fire, că erau 20. Da. Oba. Așa, să nu te calc pe picioare. Trupa Zadar. Când v-ați înființat voi Zadar? Trupa Zadar merge. Stai, că s-ar putea să nu meargă microfonul meu. Top joc, merge. Asta e fenta noastră, că da. M-ați fentat. Hai întâi să vă cunoaștem. Voi este trupa Zadar din Alba Iulia. Trupa Zadar din Alba Iulia. Am ființați acum aproximativ un an, adică prin august anul trecut. Și să cunoaștem membrii trupei. Da, să se prezinte fiecare. Dacă nu are microfon, facem cu așa, poștă. Dan Tudor, chitară. Și când a chitară, aia vreau să zic și instrumentul. Bun, chitară, da? Vale Andronache, voce. Ovidiu Pârjol, clape. Johan Hens, bas. Laur Făgădar, tobe. Așa, continuă, ce cântați voi? Noi cântăm tot ceea ce compunem. Castil.
Avem un stil compozițional bine definit, adică nu ratăm absolut nimic din ceea ce creăm. Mai lămurit? Dan Tudor are o vorbă. Spune, noi nu cântăm pop rock, cântăm pop rock plus. Plus. Asta înseamnă plus N influențe. Poate să fie din Balcan jazz, poate să fie din funk, poate să fie din fusion, poate să fie din... Dar baza e pop rock. Baza e pop rock. Și de acolo în sus ce încape. Da. Și ca șaurma cu de toate. Și... un fel de șaurma cu de toate rock. Da. Cum să spun, e și ceva din 80s, dar e și ceva din anii 2020, probabil. Opa, muzica viitorului. Da. Da. Mai ales că spunea nu știu care dintre voi că nu vă place să cântați cover-ul, așteptați să cânte alții cover-uri după voi, da? Ne-am gândit că e o idee mai bună. Este, e foarte bună și originală în același timp, de ce nu? Cine a fondat trupa Zadar? Trupa Zadar a fost fondată din... nu știu cine a fondat-o, eu sau el, probabil. De-aia nu e, cred că amândoi, cred că amândoi. Așa. Dau vina unul pe altul și... Da, dăm vina unul pe altul la treaba asta. Dacă iese rău, el va da vina pe mine, eu voi da vina pe el. Ați participat la festivaluri? Stufstock, în vara trecută. Vara trecută. Și cum ați fost primiți? Cu pâine și sare. Cu bere și mă rog, sare. Pâinea rockerului, da. Să nu... mai scumpă pâinea. Dar, din păcate, uite, tu nu ai microfon și trebuie să repede ce zici, știi? E mai scumpă pâinea. E mai scumpă pâinea. Da, managerul vostru spune că sunteți niște firi puternice, 5 caractere diferite prea, și puternice. Prea puternice. Da, care e scandalagiul și care e pacifistul trupei? Suntem toți scandalagii. Când trebuie. Când trebuie, când nu dar trebuie. Dar cine vă împacă? Berea. Dumnezeu. Berea. Da. Da. Care dintre voi și-a schimbat numele de scenă? Johan. Johan din Hans în Johan. Sau din Johan în Johan. Din Johan în Johan. Cu, Johan cu doi de N în Johan cu un N. Da, și tu ești chiar Hans, nu? Chiar Hans, da. Că am avut o dispută cu un vorbitor de germană care a zis că nu există așa. Zic că spune-o că există. Există, da. El se chema de fapt Johan. Pe tine Johan. Cum te cheamă de fapt? Johan Hans. Johan Hans te cheamă. Așa. Sau Hans Johan. Tu ai stat în Germania mult? Am stat o perioadă, da. Și sunt ex-membru a trupei Truda. Ah, tu ai fost în Truda. Până cu două săptămâni. Până acum două săptămâni și ai renunțat la Truda de tot sau? Am renunțat de tot, da. Ai renunțat de tot. El îl cheamă Johan 11 metri, de fapt. Laur? Unde e Laur? Yes. Tu ai cântat și în trupa? Da, eu am cântat în trupa Propaganda. Apropo de chestia asta, cum se împlinesc chiar astăzi 5 ani de când ne-a părăsit unul din membri. Da. Da, nu era momentul, dar mă rog, poate n-au auzit colegii mei foarte bine ce ai spus. E mai bine, probabil, într-un fel. Da, și în Propaganda ce stil cântați? Era un rock alternativ. Am cântat timp de 6 ani, oarecum am mers cam pe același gen. Era un pic mai către punk decât ce facem aici. Dar bun, acum ceea ce se cântă aici, bănuiesc că te satisface. Bineînțeles. În vedere muzical, nu? Dacă asta nu eram aici, nu veneam, în primul rând. Da. Care sunt planurile voastre de viitor? Vreți să scoateți un album? Aveți în plan așa ceva? Bineînțeles. Aveți pregătit deja material pentru Avem material pentru un album jumătate. Adică vreo 15 piese compuse. Vreți să scoateți unul de ăla de 60 de minute, 70? Vedem, da. O rupere de album. Cântați în engleză, în română? Deocamdată română. Deocamdată în română. Vedem, poate facem ca Rammstein și ne lansăm în limba noastră, worldwide. Deși româna nu se vorbește așa de mult ca germana, da? Poate rezolvăm. Am înțeles că managerul vostru v-a cerut să cântați piese comerciale și voi n-ați fost de acord. Comerciale în sensul în care se referea el la muzica comercială din ziua de astăzi. Da, noi am discutat foarte mult pe tema asta. Ok, ceea ce facem e comercial, nu e comercial și cred că diferența o face dacă ești autentic, dacă ești sincer în ceea ce faci, nimic nu poate fi comercial. Da, corect. Ideea e să nu te gândești la public când o faci, să te gândești doar la muzică și atunci n-ai cum să fii comercial. Da, ce o să ne cântați astăzi? Dimineața, piesa dimineața. Nu, acum seara. Acum seara o să vă cântăm da. Chiar piesa dimineața. Chiar piesa dimineața. Bine, o să vă rog să vă pregătiți de cântare. Până atunci eu o să le aduc aminte scumpilor noștri telespectatori ce se întâmplă mâine
în platou la Tonic Show. La 17:30, normal cu o nouă ediție de Tonic Show. Ea sau el îi va avea ca protagoniști pe, să spun, să nu spun, n-a plecat în Antalya pentru a rămâne în emisiunea de mâine, pe Adelina și pe Aner. Ei se vor lupta cu îndârjire pentru a ajuta familia Nergeș. Până mâine, nu uitați să fiți tonici, iar noi suntem gata, pregătiți trup și suflet, să ascultăm pe băieții de la Zadar, care nu cântă în Zadar și nu cântă dimineața, adică cântă dimineața, dar cântă seara la noi în platou, trupa Zadar. Cred că va trebui să mai salut odată. După un scurt promo, revenim cu trupa Zadar. Este. Ieși, mă! Hai că te tentez, fii atent, ce-ți arată tot ea acum, fii atent. Comunicare, tabletă, Sunt la loc.
Thank you.